Un aliment extrem de periculos este consumat zilnic de milioane de români. Nu toată lumea știe ce efecte nocive poate avea acesta asupra organismului. Cunoscutul medic Mihaela Bilic a explicat însă pe larg la ce risc ne expunem dacă nu vom elimina de pe lista acest produs. Atenție mare la un aliment pe care îl consumăm zilnic, mulți dintre noi în cantități nepermise. Acesta este la fel de periculos pentru organism precum alcoolul sau tutunul și neroade precum o molie. Este vorba despre zahăr. Așa cum Mihaela Bilic a avertizat în urmă cu ceva vreme, alimentul este consumat de plăcere. Însă, efectele pe care le lasă în corpul nostru de-a lungul timpului sunt asemănătoare consumului de alcool. Pentru a fi mai convingătoare, medicul nutriționist a spus să se observe atent semnele bolnavilor de diabet, o boală parșivă care este dată și de consumul mare de zahăr. Aceasta a explicat că, dincolo de siluetă, zahărul îmbătrânește și îmbolnăvește, accelerează reacțiile oxidative din organism, neroade precum rugina, precum o molie. Poate că e un rău necesar, poate că e imposibil să-l eliminăm din alimentație, dar merită să-l reducem drastic. Consumați-l rar și cu moderație în produse de calitate și care vă plac mult și sub nicio formă nu-l beți, nu-l consumați în formă lichidă. O bucățică de ciocolată sau de prăjitură dau satisfacție maximă, însă un pahar de suc de orice fel e băut ca pe apă și irosim dintr-un foc 6 lingurițe de zahăr, doza recomandată pentru o zi întreagă. Nu există un zahăr mai sănătos ca altul, însă există produse mai satisfăcătoare decât altele, iar sucul dă satisfacție zero. Dacă tot mâncați zahăr, măcar mestecați-l, nu-l beți, a scris medicul Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, relatează capital.ro.